Bine am găsit, prieten! În acest clip vă voi vorbi despre aspirina, banala aspirină. Însă studii recente au arătat că aspirina are niște efecte extraordinare care pot potențial să salveze foarte multe vieți. Aspirina este cunoscută pentru efectul său antiinflamator și pentru efectul de reducere a riscului de apariție a cheagurilor de sânge. Însă, conform unui studiu al unor cercetători britanici, studiu publicat în 2023, deci foarte recent, administrarea zilnică a 75 de mg de aspirină, care este o doză mică, a dus la reducerea riscului de deces prin orice cauză cu 21%. Un alt studiu, care s-a făcut pe pacienți cu cancer pancreatic operat, a arătat că la 3 ani după operație, 61% din pacienții care au luat aspirină trăiau, în timp ce între pacienții care nu au luat aspirină, numai 26% mai erau în viață. Un alt studiu a arătat că administrarea de aspirină a redus riscul de apariție a metastazelor cu procente cuprinse între 38% și 52%, în funcție de stadiul cancerului și de tipul acestuia. Mecanismele prin care acționează aspirina sunt mai multe. Inhibă unele enzime care sunt implicate în procesul de carcinogeneză, deci de generarea cancerului, de asemenea împiedică agregarea trombocitelor, a acelor celule sanguine, care au rol în coagulare, dar care intervin și în metastazarea cancerului, în răspândirea cancerului în alte organe. Și de asemenea, aspirina are rol și în mecanismele de reparare a ADN-ului, știut fiind faptul că defecte la nivelul ADN-ului pot să ducă la apariția celulelor canceroase. În același timp, există unele îngrijorări legate de faptul că aspirina poate să producă sângerări, iar aceste sângerări să pună în pericol viața pacienților cu cancer. Însă, sunt studii care au arătat că sângerele produse de aspirină sunt în general, în marea majoritate a cazurilor, ușoare, iar numărul de decese determinate de acestea este mic, astfel încât e mai mare beneficiul administrării de aspirină decât riscul unei eventuale sângerări fatale. Profesorul Peter Elwood, de la Universitatea din Cardiff, Țara Galilor, Marea Britanie, a declarat că, și aici citez, având în vedere relativa sa siguranță și efectele favorabile, utilizarea aspirinei ca tratament adjuvant în cancer este pe deplin justificată. Și închei citatul. El a mai adăugat că unul din marile avantaje ale aspirinei este faptul că este foarte răspândită, practic se găsește în toate țările de pe glob și că este foarte ieftină. Într-o trecere în revistă a mai multor studii care au analizat 150.000 de pacienți cu cancer, s-a constatat că administrarea de aspirină a redus semnificativ riscul de apariție a mai multor forme de cancer. Cancerul colorectal, cancerul esofagian, cancerul gastric, pancreatic sau al căilor biliare. De aceea, recomandarea mea este ia o doză mică de aspirină dacă nu ai contraindicații și corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune!